țăpire, mai stai în nepăsare, mai vrei să-mi vezi lucrările mele? Iată că eu îți spun, de nu te trezești, poporule, de nu cauți împărăția șerului, de nu cauți sfințenia și nu cauți ca să trăiești în rânduială cu cel care este sfânt, drept și adevărat, că el are rânduielile lui. De aceea e vremea și timpul de pregătire, poporule, că nu mai este mult și vine necazul pe pământ. Vine strâmtorarea, vine durerea, vine plânsul. Dar câtă vreme mai ai prilejul să fii în libertate, prețuiește libertatea, poporule, poporule. Stai îngrijorat de zvonurile omenești care vin, te cutremuri și spui, ce-am să fac eu dacă vin necazurile? Oare te-ai pus tu, străjer pe Seneglai, Tomine Gnaut, la hotarele țării? Și-ai spus, eu nu pot să păzesc când eu am pus îngerii mei, dar nu de astăzi, poporule. Îi de atâta vreme, de timp au fost îngerii mei la hotarele țării, de nu erau îngerii mei, de câte ori nu era țara și asta călcată în picioare de dușmani. Dar fiindcă eu încă îmi iubesc poporul și încă vreau să-ți mai dau pașe și liniște, de așa îngerii mei stau de strajă zi și noapte, lasă gândurile și frământările și apropie-te de mine, că-și vei auzi necazuri care n-au mai fost pe pământ, lucruri care te va îngrozi și vei spune, Doamne, n-a luptat omul, n-a luptat împărățâile și-a luptat șerul și-a făcut necaz pe pământ. Chiar dacă într-o vreme ca aceasta am arătat că sunt Dumnezeu, dar am să arăt mai îngrozător ca să se știe că eu sunt Domnul care vin și dau înțelepciune și lui care mă seamănă să-i dau înțelepciune, dar ca să dau necaz celui care să bizuie pe puterea lui. Hotărât îți spun, poporule, mai este o vreme, vremea nu-i măsurată de tine. Nu pune întrebarea până la sfârșitul anului, trecem și în anul care vine. Eu îți spun că zilele acestea zile de îndurare. Și dacă mă vei chema, vă fi zile de binecuvântare. Când vei avea pâine pe masă, când truda și osteniala ta va fi răsplătită cu binecuvântare și ai să ai în casa ta și în cămara ta bunurile de care de multe ori te îngrijorezi și spui că poate n-or mai fi. Vor fi că le dau eu cu mână largă, Iisus, și amin, amin. O să mai